Se apropie sărbătorile de iarnă, iar oamenii își achiziționează brad de Crăciun natural, deoarece emană un miros specific, plăcut în casele unde se împodobesc cu mult drag. În localitatea Răstolțu Deșert, din județul Sălaj, unii locuitori acestui minunat sătuc au hotărât să nu dea bani pe brazi, așa că s-au pus să taie ilegal vârfurile, lăsând cioturi în urma lor. Acest fenomen se repetă de câțiva ani și nimeni nu ia nicio măsură, ne-a declarat un telespectator ZTV, care a trimis poze la redacție indignat de faptul că, deși s-au făcut sesizări, autoritățile locale nu sunt interesate să împiedice această crimă împotriva naturii și a urmașilor noștri. Pădurea în momentul de față nu s-a retrocedat, iar trunchiurile copacilor sunt curățați și transformați în scânduri pentru cei care au grijă să rămână totul secret. Vom cere și un punct de vedere din partea primarului, însă imaginile vorbesc de la sine.